e prea fi, nu merge cum facem noi. Cum să nu meargă? E prea fi. Păi ăla de la magazin e mai fi numai. E și cu tărâțe, băi. Ia uitați aici la jar frumos, cu grebla. Și o romanță. Atmosferă de sărbătoare peste tot. Asta îmi place mie la Italia. Să facem una așa completă cum trebuie. Punem un pic de salam, un pic de pancetă în asta așa. Și pun un pic de copa din asta. Am ajuns la noi în cartier și Cosmin vrea să vadă și el de mașina. Mulțumim. Față de poze, în poze se vede roșie, mă. N-are nicio treabă cu ce se vede în poză sau în video. Ne-am îmbrăcat la sortez, zice Arina. Bună, da, dimineața. Bună dimineața. Am ieșit și noi din casă și așa că dăm drumul și la un vlog totodată. Mergem aici aproape, la vreo 10 km de noi, la Castel al Quarto. Este festa castanelor. Exact. Și ca de obicei, ca în fiecare an, suntem prezenți. Nu ratăm. Așa că vă luăm și pe voi cu noi să vă arătăm cum mâncăm o castană, cu sare. Un ghisolini. Bravo. Și poate vedem ce mai găsim. Ceva nou. Dar de obicei este cam același lucru în fiecare. Da, sperăm să fie schimbat, ceva diferit. Cum e mașina? Vă place? Culoarea foarte mult de plac. Da? Stăpânii sănători, acum se vede frumos culoarea asta. Păi ziua afară, da. Pe filmare nu-ți dădeai seama chiar bine, bine, dar în realitate se vede. O lăsăm în parcare aici să se odihnească și mergem cu mastodontul meu. O ține la păstrat pe apelul Alina. Agitație pe străzi, lumea în sărbătoare, în festă. Să vedem unde ne parcăm acum. Gata, am ajuns la munte. Rapid, 7 minuțele. Nici 7 minuțele. Ia uite și Cosmin deja aici ne așteaptă. N-are nimic, că e bine și aici. A trebuit să ne urcăm aici, sus, ca și anul trecut, că nu mai e locuri de parcare acolo în apropiere. Dacă ar veni și soarele ăla care se vede acolo, seninul ăla, și la noi, ce bine ar fi. Nu este foarte frig, dar un pic se simte că îți trebuie o gecuță pe tine așa. Ia uitați câtă lume este acolo. Anul trecut când am venit și a stricat Alina un tricou alb la tractoarele astea care defilează, dacă vă mai aduceți aminte, că merg cu păcură din aia și aruncă pe eșapament, numai negreală din aia. Și Izabela, o bluză, nu mai știu. Anul ăsta trebuie să stăm la distanță de ei. Exact ce spuneam de tractoare, de data asta păstrăm distanța, că ia uitați ce frumici din spate. Fel și fel de comercianți. Iau ce flori frumoase se face din plastic, vezi? Plastic? Oamenii desfac acum că și le-au acoperit tot așa, să nu le dea cu păcură din aia de la tractoare. Uite ce mănuși faine, da? E piele de leopard. Piele de leopardule. Păi da, nu vine și Crăciunul. Astea sunt croșetate, tati, uite, vezi? Și flori făcute, trandafiri, uite. Uite, Crăciun de Natale, uite. Totul croșetat aici, vezi? Uite ce frumos e ăsta, cum și cu brad. Uai, așa, alea sunt foarte frumoase, uite. Uite și de-astea brelucuri de cheie, 2 euro. Aceleași jocuri de anul trecut de lemn. Fel și fel de jocuri, de ca un puzzle, ca... Da. Lumea curioasă le încearcă, se joacă. Unii reușesc, alții nu reușesc.
fiecare ce poate. Ia uite-le și pe ale noastre. Ei, ce faceți? Ați obosit deja? Nu mă aude niciuna. Mamă, ați obosit? O ladă din asta de zestre trebuie să-mi iau pentru Izabela. Când o fi să se mărite, să-i dau o ladă de zestre. Am văzut aici o masă interesantă. Piciorul este făcut din cărți lipite. Foarte frumos așa. Și scăunelele astea. Sunt mulți oameni care se uită, dar majoritatea nu cumpără nimic, doar privesc și trec mai departe, din păcate. Ar trebui și ajutați producători ăștia, artigiani, cum se spune aici, care lucrează pe cont propriu. Era și anul trecut această moară, dar nu era pusă în funcțiune, nu mergea anul trecut. Ia să vedem. Curiozitate mare aici, cum iese mălaiul. Ce poți să ții? Ale grafic, nu merge cum facem noi. Cum să nu merg? Păi ăla de la magazin e mai filmat. Nu, e și cu tare așa. Păi e și cu tărâțe, băi. A, și uite, poți să-ți cumperi de aici, vezi? 3 euro kilogramul, vezi? 3 euro kilogramul. Stăm aici și ne minunăm că nu știm ce face. Ăsta era un tractor pe abur, cred, nu știu, abaram, dar care știți și sunteți mai în vârstă, dați-mi și mie un răspuns aici în comentarii, că chiar n-am habar ce poate să facă chestia asta. Văd că are aici o găleată de apă cu două furtune. Chiar nu am idee. Aici ne arată cum face sfoara din cânepă. Vezi, patru firele, a lăsut ciparea prima dată și după aia îl face pe ăsta gros. Hai că nici nu sunt mulți în coadă. Așa, am luat chisolini, am luat aici salume, cum se spune în Italia, asortat. Un pic de panceta, un pic de salam piacentin, un pic de copa, adică un pic de ceafă făcut așa, mamă ce bună e asta. Și cu chisolinele astea calde, beton. Ia să vedem cum arată. Arată bine. Ca să facem una așa completă cum trebuie, punem un pic de salam, un pic de panceta din asta așa, și un pic de copa din asta, din ceasă, pac. Am nimerit una mai crocantă, dar sunt bune, rău. Mamă, turte sărate. Ia zi-mă cum e, ți-ai luat și lapte bătut, iaurt. Cum râu de bătut, iaurt natural. Cu chisolini. Perfect. Și cu salam. Mergi. Uitați-l și pe Moise în persoană. A venit și el să mănânce aici o castană la festă. Mai lipsește Noe, cu arca lui. Hai să vedem un pic cum se fac castanele. Ia uitați aici la jar frumos, cu grevla. Mi-am adus sarea de acasă, că de obicei nu are atâta sare puse pe ele. Așa. Că dacă nu sunt sărate, nu sunt bune. Așa. Ce bune sunt, dar calde. Punga asta, cu șmecherie. În jumătate ai castane, în jumătate bașcolile. Depinde cât le coace de bine, da? Ia și mânca și mâncați dacă... V-am zis să vă iau. Eu am luat pentru mine Alina și Izabela. Nu le numai. Bune! Cum sunt castanele? Bune! Noi, bune, bune! Poate mai bine de data asta, v-ați anul trecut. Da, a fost mai tare. Aha. Îmi lipsește un pahar de vin la castanele.
Că toamna cu castane merge vinul, nu berea. Da. Apă plată. Se lasă răcoare ușor, ușor. Gașca, mergem? Haide, că se lasă și întunericul și răcoare. Ne ajunge cât am stat și la Chisolini. Și o romanță. Atmosferă de sărbătoare peste tot. Asta îmi place mie la Italia. Că dacă nu săptămânal, cel puțin la două săptămâni ai câte o festă din asta, prin vreun orășel din ăsta pe lângă tine, la 5-10-20 de kilometri, nu e duminica asta, următoarea sigur este o petrecere undeva, să ieși din casă, să descrețești frunțile. Ce agitație era pe centru și pe aici, pustietate, zici că nu trăiește nimeni, așa se vede. Am ajuns la noi în cartier și Cosmin vrea să vadă și el mașina. Mulțumim. Față de poze, în poze se vede roșie, mă. N-are nicio treabă cu ce se vede în poză sau în video. E portocaliu, portocaliu. Lumile, vin o să le vezi aici, în papie. Dai ca să deschidem... E yeah. Da. Cam micuță de înălțime, dar mașină de femeie, nu e... Te-ai speriat, mamă! Și am pus astea, vezi, astăzi, deflectoarele astea, paravânturi, de fapt. Când deschizi un pic geamul, să nu-ți facă zgomotul ăla înăuntru. Înțelegi? Ei, asta e așa de... Femeie, avem hardughia cealaltă pentru concedii, pentru plimbare. Suntem a doua seară și ne-a venit și nou un pachet de pe Temu. Bineînțeles că nu are nicio inscripție, nu scrie că vine după Temu. Ce scrie pe aici? Ia să vedem. Poștă italiană, așa, mitente, Hong Kong. Așa, Florescu George. Și mai departe pe aici nu scrie exact. The next day. Au venit ploile în Italia, nu mai știm de capul nostru. Și ieri, și astăzi, și mâine o să plouă. Am fost până la Parma, că mai rămăsese Izabelei de ridicat două cărți, că nu veniseră și deja a trecut aproape o lună de zile de când a început școala și nu le avea. Și ne-a făcut că a început o răpăială când am ieșit din librărie. Jur, ciumele, uite că se vede pe bune. A sărit pe partea cealaltă apă. Deci plouă într-un hal fără de hal la noi. Da, dragilor, aici încheiem și noi acest video ca să nu plictisim. Mulțumim că stați mereu alături de noi. Abonați-vă, puneți un like la acest video dacă v-a plăcut. Și până data viitoare, vă țup de nu vă vede. Ciao!